emisiune oferită de One Ecosystem. Asculți pasiuni armonizate cu viața la Radio Terra Nova, pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit cu bucurie, dragi ascultători! Sunt Steluța Florentina Stanciu, formator și terapeut holistic și vă prezint astăzi emisiunea Pasiuni Armonizate cu Viața la Radio Terra Nova. Astăzi vom vorbi despre arta de a deveni om de afaceri și avem deosebita onoare să avem în studio pe Cristi Călina, lider One Ecosystem România și, bineînțeles, om de afaceri, un constructor cu adevărat de afaceri clasice și nu numai, și un constructor foarte fain de echipe de comercianți. Dragă Cristi, bine ai venit în studioul nostru! Bine te-am găsit! Eu îți mulțumesc pentru invitație! Sper că o să fie o emisiune foarte interesantă și foarte plăcută pentru ascultătorii tăi. Deja noi ne cunoaștem acum și cu siguranță aceste emoții vor fi unele constructive și vor fi unele care să transmită către ascultători toate informațiile benefice pe care tu ai să ni le împărtășești. Ești un adevărat om de afaceri. Cum ai început partea aceasta? Ce înseamnă Ecosystem România? Ecosystem România este o comunitate de membri, suntem în România aproximativ 50.000 de membri în această comunitate, care avem aceeași viziune, aceleași țeluri, aceeași gândire, hai să spunem așa, și am pornit acest proiect în urmă cu 8 ani de zile. Atunci activam încă în afacerile clasice, e foarte interesantă tema pe care ai ales-o. Da, chiar am fost un constructor și la propriu și la figurat, pentru că eu vin din domeniul construcțiilor, are afaceri clasice, unde am activat vreo 15 ani, iar în urmă cu 8 ani de zile un prieten al meu mi-a povestit despre acest proiect, foarte interesant la prima vedere, dar eu fiind o persoană pragmatică, știi, oamenii de business de obicei verifică de mai multe surse un lucru, nu cred tot ceea ce ascultă sau tot ceea ce văd, ceea ce povestește un prieten, și a trebuit să sap eu un pic. Am fost la un eveniment în Dubai, chiar acum 8 ani de zile, 15 mai 2015, unde am aflat o informație foarte importantă, foarte nouă, și am înțeles foarte simplu, nu trebuie să îți trebuie foarte multă școală, să vezi că acolo erau 3.000 și ceva de persoane în acea sală, iar noi din Europa eram vreo 70-80 de persoane. Și zic, e clar, oamenii ăștia în Asia știu ceva ce noi nu știm, fac ceva ce noi nu facem, și dacă proiectul ăsta va funcționa, va fi unul foarte interesant pentru toată omenirea, nu doar pentru România. Și de-abia așteptam să ajung acasă, că omul de business simte, are feeling-ul ăla, asta este diferența față de celelalte persoane, are feeling-ul ăla când să facă ceva, să acționeze, pentru că are acel impuls care îi dă energie, îi dă motivație, îi dă forță. Și abia așteptam să avem apropo avion peste 2-3 zile. Apropo de lucrurile acestea, da. Cristi, chiar aș vrea să te întreb, așa, pe scurt, da, traseul tău, cum ți-ai dat seama că ai acest feeling? Pentru că știu sigur că această informație este dorită de foarte mulți dintre noi. Cum să ajungem pe aceste trepte de succes? Ai fost de la început așa? Ai avut un parcurs lin? Ai fost favorizat de soartă, ca să zic așa? Ți s-au pus la dispoziție toate instrumentele? Sau pur și simplu a fost o muncă în spate? A fost ceva ce tu ai construit, ai învățat în timp? Cum se întâmplă lucrurile din la început, dacă ta? Vorbim despre proiectul One Ecosystem, nu era nimic, absolut nimic. În momentul în care am pornit acolo la Dubai, am venit și într-o lună de zi am făcut primul eveniment aici. Acum, era entuziasmul. Da, întreba cineva și câte persoane, vreo 250 de persoane. Păi și cum le-ați găsit? Abar n-am, dar le-am găsit, le-am atras și au venit la primul eveniment, apoi am făcut următorul cu 550 de persoane, următorul cu 700-800 și am tot crescut. Și așa am ajuns la vreo 50.000 de membri care deținem o monedă digitală în cadrul acestui ecosistem, pentru că acesta este motorul ecosistemului nostru. Fiecare și-a dobândit această monedă la o valoare mai mică decât valoarea la care o folosesc astăzi să facă cumpărături, și asta dă un beneficiu foarte mare. Practic, ți-ai crescut puterea ta de cumpărare, ți-ai crescut capitalul tău mult mai mult decât ai fi făcut-o în mod normal. Pentru că toți ne vindem timpul cu o cantitate de bani, timpul nostru, dar în momentul în care poți să faci acest lucru, să produci mai mult bani într-un timp mai scurt, este ca și când ai comprima mulți ani din viața ta și îți poți îndeplini multe dorințe, multe visuri pe care le ai, fiecare
dintre noi avem dorințe diferite, așa că fiecare și-a dobândit un anumit număr de monede, un capital în cadrul acestui ecosistem. Și apoi am început construcția celorlalte părți ale ecosistemului. Am început cu membrii ecosistemului și apoi am început cu uzabilitate. Pentru că această o monedă digitală, în esență, dacă nu are uzabilitate, iar nu are niciun folos, numai pentru a schimba un bun sau o cantitate de ceva și a face numai profit fără să existe valoare în spate, este ca și când ceva este incomplet. Și atunci următoarea piesă din acest puzzle nostru a fost să dăm drumul la platforma de comercianți. Comercianți există când lumea și pământul. Eu fiind unul dintre ei înțelegeam foarte bine aceste nevoi ale comercianților. Ei vor mai multă publicitate, vor să vândă mai mult, vor clienți noi, vor clienți permanenți și în creștere, vor profit. Și aici ne referim practic la comercianți extraordinar de diverși. Diverși. Pot fi din orice domeniu. Exact. Pot fi de oriunde, pot vinde până la urmă și servicii. Orice. Și ceea ce produc. Exact. Mai ales țelul nostru este de a promova și de a ajuta comercianții mici și medii care au cel mai mare nevoie de ajutor. La fel și eu acum 15-20 de ani eram un comerciant mic, mă întrebau clienții mei, dumneavoastră sunteți o firmă mare, da, sunteți cea mai mare firmă mică. Zic, de ce trebuie să fie o firmă mare? Trebuie să fie o firmă productivă, nu trebuie să fie o firmă mare. Dar mai glumeam cu acești clienți și ne mai spuneam, da, sunt cea mai mare firmă mică. Cei mai mici au nevoie de ajutor pentru a trece la următorul nivel, la nivelul mediu. Așa acolo mai e nevoie de ajutor, dar un pic mai puțin. Nu vorbim despre comercianți mari, că ei se descurcă singuri. Și atunci am început construcția acestei comunități cu comercianții mici și medii, exact ca și noi, cum eram acum 7-8 ani de zile, eram mici și aveam nevoie să creștem, să ne dezvoltăm și am crescut împreună cu cei care au crezut în noi. Noi am crezut în ei și ei în noi. Și această comunitate a devenit, pe zi ce trece, din ce în ce mai mare și mai prosperă. Sunt acești 50.000 de oameni în comunitate. De România. Doar din România. Dacă vorbim despre un ecosistem la nivel mondial, suntem aproape 4 milioane de membri, da, care și-au cumpărat unul dintre pachete educaționale, au dobândit moneda și pot să facă cumpărături de la cei peste 100 și ceva de mii de comercianți în acest moment. În momentul de față, comercianții, producătorii, oamenii care doresc să-și ofere serviciile pe piață, în mod cert, au nevoie de o piață de desfacere. Da. Și mai mult decât despre aceasta este vorba, este oportunitatea de a face această piață de desfacere, printre altele, da, și oportunități de a-ți promova produsele sau ceea ce tu faci în această altă zonă digitală, ca să zic așa. Exact. Comercianții au deja o piață de desfacere, una, două, trei, depinde de fiecare comerciant în parte. Au clienții lor de luni, de zile, ani, de zile, care vin și cumpără de la ei, care sunt mulțumiți și revin, însă comercianții tot timpul caută ceva nou. Noi tot timpul ai nevoie de noi clienți, de noi venituri, de noi profituri și așa mai departe. Nu zice niciun comerciant, nu, în momentul în care poate să vândă și pe o altă platformă, pe un alt canal de vânzare pentru ei. Pentru că asta este o comunitate gata construită la care el trebuie să vină doar să-și afișeze produsul, serviciu, ceea ce are el valoros. Dacă are ceva valoros, el va fi căutat de către membrii comunității noastre. Și bineînțeles, acceptând o parte din prețul acelui produs sau serviciu în moneda pe care acești membri o dețin și în care ei cred și fac tranzacții foarte multe. În această platformă este posibilă achiziția de produse și această vânzare până la urmă doar cu această monedă? Da. Doar cu această monedă, însă putem plăti parțial sau total. Comerciantul își alege ce vinde, când livrează, cât acceptă în această monedă și cât acceptă în fiat. Comerciantul poate să-și aleagă pentru prețul produsului de la 10% în moneda noastră, one, până la 100% în această monedă. Deci, ca să fim așa mai clari, da, practic, dacă există un comerciant din România care dorește să facă o încasare, da, nu trebuie neapărat să se gândească că nu o să primească și ceva palpabil. Nu. O să fie și o sumă, el poate alege să primească o sumă în lei. Exact. Și o parte din suma respectivă să fie în, exact, această monedă. Foarte bună întrebare, pentru că am început construcția acestei comunități de comercianți în România în 2017, imediat după lansarea platformei noastre, în februarie. În iunie 2017 am fost primii și cei mai curajoși
care am organizat prima expoziție din Shaker din lume, unde am pus la oaltă atât clienții cât și comercianții. Ei se vedeau pe online pe această platformă, însă unora le era teamă să cumpere, unora le era teamă să livreze și așa mai departe. Și a fost foarte amuzant, au fost aproape 200 de comercianți. Am făcut această expoziție la Romexpo în 2017 și la început ei se uitau unul la altul cum să facă. După ce am început să invităm pe scenă să-și prezinte produsul, serviciul pe care l-au derivrat, la început erau foarte timizi în prima zi, în a doua în ce în ce mai deschis, iar în a treia deja comercianții veneau buluc către noi să urce pe scenă să-și povestească, zic, stați, stați, așteptați, ați avut posibilitatea, vine, însă erau din ce în ce mai deschiși, că au înțeles care sunt beneficiile acestei comunități, au vorbit unii cu alții și au făcut relații, au făcut schimb de cărți, de vize, de telefoane, perfect, au făcut și au făcut alte prietenii. Și noi am făcut această expoziție fiind prima din lume, că toată lumea vrea să facă, dar nu aveau acest curaj. Bine, nu aveau nici experiența, nici noi n-am avut-o. Mă întrebau prieteni în 2017, dar știți să organizați expoziție? Nu. Ați mai organizat? Nu. Dar aveți experiență? Nu. Dar aveți o echipă în spate care să vă ajute? Un organizator? Nu. Echipa mea, partenerii mei, liderii mei. Cristi, dar ai început totuși cu aceste, cu această, cu acești oameni, cu aceste, cu această invitație venind acei 250 de oameni către tine. Da. Și totuși este foarte clar că este aportul tău și faptul că ceea ce ai construit până în momentul respectiv au venit din încrederea omului de afaceri care tu deja erai. Da, numai că eu n-am vorbit cu 250 de persoane, poate am vorbit cu 10-15, restul sunt meritele echipei, pentru că în business întotdeauna este foarte important, dacă nu cel mai important lucru, să creezi o echipă. Și dacă ai o echipă frumoasă și o echipă de încredere și o echipă motivantă, ei vor face lucrurile cu plăcere, cu pasiune, așa cum le fac și eu. Și întotdeauna ne-am spus tuturor, singur nu poți face nimic, niciun om de afaceri nu a ajuns mare singur, asta este o mare greșeală, poate că o gândești în momentul în care ești angajat, zici că tu ești singur și tu poți deveni un om de afaceri și nu ai nevoie de o echipă cu care să lucrezi, cu care să colaborezi și să unești eforturile. Este exact ca într-o relație, ca într-o familie, ca în orice, e nevoie de implicarea mai multor persoane pentru a ieși ceva frumos, ceva puternic și ceva impresionant, hai să spunem. Putem vorbi aici și de acel aspect că succesul poate apare și se poate multiplica cu un efort minim. Exact. Și având beneficii win-win, da, câștig-câștig față de ceilalți. Adică nu câștigă un singur om, câștigă toți cei implicați. Exact. Și partea aceasta de structură pe care tu ai format-o și bineînțeles că atunci în 2017 probabil temerile erau foarte mari, având în vedere că este ceva foarte nou. Exact. Este ceva foarte nou să oferi o astfel de platformă, să ai o astfel de deschidere și un astfel de loc în care să faci acest tip de comerț. Și cred că era foarte important această expoziție în care oamenii totuși au nevoie să se vadă, să se cunoască, să stabilească relații. Și cred că cel mai pregnant lucru și ceea ce ni s-a arătat a fost acești ani de pandemie. Exact. În care oamenii ne-au separat și probabil că în comunitatea ta totul a mers foarte bine. Da, noi am făcut evenimente și în pandemie, nu a lipsit nici aceste evenimente, însă bineînțeles, oamenii aveau temerile lor și erau așa un pic speriați. Dar platforma digitală bănuiesc că te-a ajutat foarte mult. Și mai mult le-a deschis ochii, mintea multor comercianți care au înțeles că trebuie să-și caute ceva nou. Dacă te-ai uitat în perioada pandemiei, livrările de alimente au crescut enorm de mult. Toate restaurantele s-au reprofilat, au început să rethinking, să-și regândească strategia. S-ar putea să facă și livrări. Chiar comercianți mari care nu făceau livrări și nu era asta un punct al lor, au zis hai să ne uităm și la latura aceasta. Pentru că, uite, se întâmplă ceva de genul acesta pe care nu poți controla și nu depinde de tine ca un comerciant și atunci trebuie să cauți soluții. Exact ceea ce le povesteam de câțiva ani de zile înainte, că această platformă digitală ție ca și comerciant îți dă posibilitatea să-ți pui la vânzare când vrei, ce vrei tu, să încasezi cum vrei tu, să livrești cum vrei tu. Eu când am înțeles această platformă... Și cu costuri mari? Infime. Foarte bună întrebarea, pentru că orice om de business își calculează cheltuielile și mă întâlnesc cu comercianți și mă întreabă, dar care sunt costurile? Zic, pentru început costurile sunt modice, aproape infime pentru a adera la această platformă. El plătește comerciantul doar în momentul în care clientul
cumpără ceva de la el. Unde ar putea să afle mai multe informații despre toată partea aceasta? Că am senzația că e ceva destul de elaborat, cu toate că tu o prezinți cu o simplitate și claritate destul de mare. Avem mai multe canale de informare, avem un grup al nostru pentru One Ecosystem România de Facebook, avem o pagină, avem un canal de YouTube, un grup de Telegram, unde informăm toți membrii despre toate noutățile și toate upgrade-urile din sistemul nostru. Bineînțeles că în spate sunt multe informații, mi-este ușor să vorbesc asta după câțiva ani de zile, acum 8 ani de zile nu știam aproape nimic, însă nu mă interesa atât de mult toate detaliile, mă interesa să am feeling-ul acela, să simt oportunitatea și asta este cel mai important în afaceri, să simți și să acționezi. Degeaba simți dacă nu acționezi sau dacă amâni și amâni, pentru că orice om de afaceri știe că succesul iubește viteza. Așa că e nevoie de acțiune dacă vrei să faci ceva mare și puternic. Dacă stai să gândești, s-ar putea să vină altul care trece pe lângă tine și te-a depășit complet. Cum pot ascultătorii noștri să devină fie expozanți, fie participanți la această platformă? Există ceva în curând care e foarte simplu. Cine, persoana care i-a dat informația, ne înscrie în comunitatea noastră, i-a dat un link, într-un minut și a făcut înregistrare, este gratuită. Înregistrarea fie ca membru în această comunitate, fie ca și comerciant. Apoi de acolo îți alegi ce vrei să faci. Poate cineva nu își dorește să pune ceva la vânzare, pentru că el își dorește poate să-și cumpere un pachet educațional, să învețe despre bursă, mărfuri, riscuri, ce să faci în timp de criză, ce să nu faci, în ce să investești, în ce să nu investești, că ăsta este produsul nostru. Avem o academie online unde membrii noștri au parte de toate aceste informații și toate aceste cursuri. Exact ca o universitate, la sfârșitul cursului ai dat examen, ți-ai obținut o diplomă și ai învățat dacă te interesează partea aceasta. În același timp înveți despre criptovalute, ce sunt criptovalutele astea, cum vor influența ele viața oamenilor următorii ani de zile, următoare decenii, că e de-abia începutul pentru această lume nouă, acest ban noi. Și atunci, în afară de asta, primești un număr de token la acel pachet, unde fac partea practică și își obțin moneda pentru ei și apoi o și folosesc în cadrul comunității noastre, în cadrul platformei DealShaker, cumpărând bunuri, produse, servicii de la comercianții înregistrați, bineînțeles. Știu că în curând, dacă mai există sceptici din cei care ne ascultă și care aud toate aceste informații valoroase pe care tu le oferi, că în curând va fi un eveniment absolut spectaculos organizat de tine și de echipa ta. Dar noi tot organizăm evenimente mai mici, evenimente locale, evenimente naționale, însă acesta va fi unul internațional, unde vor fi sute de comercianți, peste 10.000 de vizitatori, peste 100 și ceva de mii de produse vor fi la această expoziție. Poți spune așa câteva domenii? Domenii de activitate? Îmbrăcăminte, da. Încălțăminte, restaurante, hoteluri. Mai lăsăm și câteva surprize pentru eveniment, în special pentru copii am pregătit foarte multe lucruri, locuri de joacă, animație. Multe surprize. Una dintre surprize pentru copii, pentru că am vrut să punem mult accent pe copii și să le oferim multe lucruri, este magicianul Robert Tudor, care va fi alături de noi în data de 26 vineri și va face un show extraordinar, nu doar pentru copii, dar să zic că e bun și pentru noi și e și pentru adulți. Așa că eu de-abia aștept să-l urmăresc pe magician și în afară de magician le-am pregătit multe surprize. Foarte mulți artiști vor urca pe scenă. În fiecare zi avem 4-5 artiști care vor avea recitaluri în cadrul expoziției noastre. În afară de mâncare, băutură, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte și toate nebunile astea frumoase, bijuterii, oamenii se vor și distra foarte mult în cadrul acestui eveniment. Am putea spune că s-ar putea să-i schimb denumirea în festival? De obicei, partea aceasta de ceea ce tu spui că ai pus atâta diversitate și lucrurile sunt destul de complexe, având în vedere că există și muzică, show-uri și așa mai departe, sună foarte mult către un festival. Da, uite, o idee grozavă. O să ne gândim la următorul să-i schimbăm denumirea. Acesta se numește Târgul Producătorilor și Comercianților din România, pentru că am vrut să punem accent pe acești producători mici și medii care vor să vândă ceva și vor să crească, pentru că acești comercianți au nevoie, sunt cei care caută ceva, care caută să se extindă, care caută să se dezvolte și ei caută ceva. Și atunci am venit în întâmpinarea lor și ne-am bucurat foarte mult să avem foarte mulți producători din România la acest târg. Avem un număr foarte mare, mai avem câteva locuri disponibile, dar cu siguranță va fi un eveniment foarte, foarte frumos, pentru că l-am pregătit destul de bine și am pregătit și multe surprize. În fiecare zi vom avea diverse activități. Bineînțeles că unele dintre ele, vi le-am spus deja, unele o să le vedeți acolo. Le-am pregătit și o tombolă,
participanților. Așa că vom avea o tombolă consistentă, din câte am înțeles. Foarte consistent. Pentru că vom veni și noi, vom avea și noi până la urmă stand, da. Și noi avem această academie pe care o promovăm și până la urmă produsele noastre și mai ales partea noastră de radio și TV, de care suntem foarte încântați să o creștem și vom fi alături cu mare bucurie alături de voi. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația, sunteți alături de noi, așa că vom crește împreună. Spuneai că este un târg internațional. Da. Vin și de afară sau de ce anume ai ales această denumire? Păi spun internațional pentru că vor fi reprezentanți din 35-40 de țări care vor fi prezenți la București special pentru acest eveniment. Avem prieteni foarte mulți în foarte multe țări. Chiar azi noapte cineva mi-a spus că niște prieteni din China care trăiesc în Franța vor fi la eveniment și mă întrebau să le dau link-urile pentru bilete și așa mai departe. Pentru gala dinner, pentru că noi le organizăm mai multe lucruri acestor parteneri ai noștri frumoși, fiind o comunitate globală, avem prieteni peste tot. Însă, cu siguranță vom avea parteneri din 35-40 de țări, vom avea și comercianți din alte țări, așa că îi spunem internațional. Și foarte multe oferte de business până la urmă, da? Va fi o diversitate atât de mare și până la urmă putem numi acest eveniment și ca acele locuri în care poți să te conectezi și să vezi cum poți să crești, către ce te poți alătura și ce poți dezvolta. Asta este cel mai important aspect din punctul meu de vedere, chiar dacă vii ca un comerciant acolo și nu vinzi absolut nicio cremă, spunem, ceea ce e imposibil, cel mai mare câștig al unui comerciant este publicitatea și relația pe care el și le face. Pentru că în cadrul unui asemenea târg, gândiți-vă că vin între 500 și 1000 de persoane din 35-40 de țări. Eu am explicat partenerilor mei și comercianți în felul următor. Sunt oameni care vin special pentru acest târg, sunt oameni care nu știu unde e Bucureștiul și mulți se confundă cu Budapesta, care nu știu nici măcar unde e România, vin după alte continente special pentru acest eveniment. Oamenii ăștia cheltuie timp, energie și bani ca să vină la București. Asta este foarte important. Nu numai că ei vin la București, dar aceștia sunt oameni importanți pentru că în spatele lor există alte comunități locale de mii, sute, mii sau poate chiar zeci de mii de parteneri. Și atunci dacă reușești să-ți faci o relație de business cu o singură persoană din acestea, ai câștigat jocul. Din punctul meu de vedere, comercianții ar trebui să fie mai deschiși pentru a-și crea relații de prietenie, relații de business, că până la urmă și business-ul e la fel tot o prietenie, faci afaceri cu cel care simți, cu cel care, în care ai încredere. Pentru că dacă nu ai încredere, nu faci nici o afacere bună și atunci pierzi din start. Însă dacă ești atent la detalii, s-ar putea să câștigi enorm de mult. Gândiți-vă că în 2015 noi am fost la Dubai, două persoane din România și am reușit să creăm o comunitate de aproape 50.000 de persoane în acest timp. Gândiți-vă ce prietenii și ce relații de afaceri pot crea acești comercianți care vin la târgul nostru cu alți comercianți, cu alți vizitatori care habar n-ai cine să ascunde în spatele acelei persoane, o persoană simplă care vine doar să uite, să viziteze, să admire, să testeze ceva, nu știi cine este, nu știi cum va reacționa și nu știi ce poți găsi de la acea persoană bun, pentru că eu cred că niciun eveniment în viața noastră nu este întâmplător. Evenimentele au rolul de a ne conecta cu niște persoane care trebuie să vină în viața noastră. Ce trebuie să facem noi? Să avem deschiderea, să mergem la toate evenimentele posibile. Vă ziceți chiar la toate, dar la calea care puteți participați. Și la care simți. Și la care simțiți, bineînțeles. Dar și la alea care nu simțiți aveți ceva de câștigat. Așa că, dragi ascultători, când va fi evenimentul? 26, 27, 28 mai. Este ultimul weekend din mai. Va avea loc la Romaia Robăneasa, pe acolo unde se face Sabu, Saga și așa mai departe. Suntem pe pista aeroportului Băneasa, vis-a-vis de Fenicia Hotel. Așa că e foarte ușor de găsit. Intrarea este liberă pentru vizitatori, așa că au toate beneficiile pentru a participa la acest târg. Poate unii vor doar să plimbe copiii cu nepoții, vor să vadă pe magicianul Robert Tună, vor să vadă, alții poate vor să disteze și așteaptă petrecerea de seara cu Carmen Șerban și formația și va fi un recital live chiar acolo la pavilion. Începem de la ora 10 și terminăm la ora 18, însă vineri ne vom extinde un pic și va fi o seară un pic mai lungă, o să terminăm undeva până la 22. Așa că pentru cei care vor să viziteze și care au un program destul de încărcat, pentru că vineri e o zi lucrătoare, poate să vină, îi așteptăm în a doua parte a zilei, pentru că avem foarte multe surprize pentru ei.
Mulțumim tare mult, dragă Cristi. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru prezența ta, mulțumim pentru aceste informații valoroase și îți urez mult succes în tot ceea ce tu îți propui și mai ales pentru acest eveniment, să iasă exact așa cum sufletul tău simte și rezonează. Iar noi vom încheia aici această emisiune. Vă mulțumim foarte, foarte mult, dragi ascultători, și vă așteptăm la următoarea emisiune, vinerea viitoare, de la ora 6. Pe curând și tot ce e mai bun! Această emisiune v-a fost oferită de One Ecosystem. Radio Terra Nova.